Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. Astăzi vom asambla un kit indicator de nivel audio, Vumetru, având la bază integratul KA2284. O să vi-l arăt imediat. Acesta este kitul, l-am tot văzut pe AliExpress și nu m-am putut abține să nu testez unul. Să desfacem componentele din această punguliță. Se vede că avem și o foaie cu niște instrucțiuni, din păcate în chineză. Avem și schema pe spate, extrem de simplă. Vumetrul este cu 5 LED-uri, dacă ați observat bine. Să vă arăt integratul. Acesta este, scrie pe el KA2284, fiind în capsulă 9 SIP, 9 venind de la numărul de terminale, adică 9 în total. Deci în acea punguță avem cablajul, cel de față, integratul, conectorii respectivi, cei care se lipesc pe cablaj și aceștia cu conductoarele respective, două rezistoare, unul de 100 de ohm, celălalt de 10 kΩ, două condensatoare, unul de 10 microfarazi, celălalt de 2,2 microfarazi, un semireglabil de 10 kΩ și, dacă ați observat bine, chinezul se pare că a pus un LED în plus, un LED verde. Deci trebuia să fie 4 LED-uri verzi și unul roșu. Au pus un LED verde în plus. Dar după ce am testat, că întotdeauna vă recomand să testați toate componentele, afară de integrat, care nu aveți cum, și LED-urile verzi luminează destul de nasol. Nu prea îmi place culoarea. Dă mai mult spre galben un pic. Aș putea să le schimb, dar vreau să fie o asamblare cât de cât autentică cu acele componente venite în această pungă. Ca de obicei, să punem prima dată componentele mai mărunte, adică rezistoarele. Hai să punem condensatoarele electrolitice. Unul de 2,2 microfarazi în zona asta, zona hașurată minusul. Și celălalt condensator electrolitic de 10 microfarazi. Să punem semireglabilul de 10 kΩ aici, dacă nu prinsese bine suportul. O să lipesc pe partea asta prima dată doar un terminal, practic acel cursor, pentru a nu ține de semireglabil când întorc invers. Să punem conectorii, unul aici, celălalt jos. La fel, o să lipesc un singur pin al acelui conector ca să stea pe poziție. Ideea asta mi-a venit pe moment, nu neapărat că știu eu de mult timp. Unele chestii le înveți pe parcurs, din experiență. Și acum urmează LED-urile. Ce am observat eu pe cablaj, că de la D1 la D4 se pun LED-urile verzi, iar D5 scrie în partea dreaptă red. Practic punem LED-ul roșu. Și pe cablaj avem notat minusul și plusul, da, se vede la fiecare. Iar LED-urile cumpărate de noi, terminalul mai lung reprezintă plusul. Da, se vede că avem un terminal mai lung. Și se vede că folosesc alt suport, că acela nu avem cum să-l montez. LED-uri așezate, se lipesc doar un singur terminal al fiecărui LED, ca să fie așezat pe poziție. Se cam mișcă suportul ăsta, dar nici nu pot să-l pun pe lantul deocamdată, merge și ăsta. O mică inspecție vizuală, ca să fiu sigur că am lipit bine LED-urile. O să mai corectez nițel, da, trebuie un pic corectat și revin. Acum putem lipi și celelalte terminale. Mm.
Mai avem componenta principală, integratul KA2284. Pe site, pe AliExpress, de unde am cumpărat eu, arată că trebuie montat cu spatele către LED-uri. Însă dacă m-am uitat bine pe cablaj, chiar m-am uitat atent, primul terminal trebuie să fie în zona asta de aici. Așa arată schema, nu? Practic, LED-urile pornesc de la terminalul 1 până la terminalul 6, alimentarea la terminalul 9. Deci integratul trebuie cu fața spre LED-uri. Aici nu o să mai folosesc suportul, o să pun PCB-ul direct pe masă. Lipesc doar un singur terminal ca să așez integratul. Gata, așezat pe poziție. Iar acum putem lipi celelalte terminale. Gata, integrat lipit. Să curățăm cu alcool izopropilic. Haideți să vă arăt produsul final înainte de a-l testa. Fața și spatele cu acele lipituri. Semireglabilul e folosit pe post de volum, unde avem intrarea audio. Introducem conectorii respectivi, intrarea audio și alimentarea. Se poate alimenta, conform AliExpress, între 3,5V și până în 12V. Eu voi alege 9V. Pornim alimentarea. Semireglabil a fost reglat la jumătate, iar pentru test vom folosi câteva melodii. Ce am găsit și eu prin biblioteca audio a YouTube-ului. La final m-am gândit să mai fac un ultim test, cred eu că ar putea fi util, m-am gândit pe moment, și anume să verific sensibilitatea vumetrului pe intrare, pentru a vedea ce semnal trebuie pe intrare, astfel încât să se aprindă toate cele 5 LED-uri. Am alimentat la 9V, consider că este suficient.
Am pornit generatorul de semnal la 1 kHz. Acel semireglabil e reglat la maxim. La maxim se reglează în sensul invers a celui de ceasornic. Da, chinezii s-au grăbit cu proiectarea PCB-ului și probabil na, nu au pus ca reglajul maxim să fie în sensul acelor de ceasornic. Da? Deci reglajul maxim este în sensul invers a celor de ceasornic. Iar acum să mărim semnalul pe intrare, să vedem la câți volți vârf la vârf se aprind toate cele 5 LED-uri. Vedem că avem 3 LED-uri aprinse, 4 și la aproximativ 400 de milivolți vârf la vârf s-a aprins și LED-ul al 5-lea, cel roșu. Să micșorăm semnalul, să vedem. Primul LED la ce tensiune se aprinde, la ce semnal volți vârf la vârf. Da, undeva la 120 de milivolți vârf la vârf s-a aprins. Un moment ca să schimbăm scala. Un pic, hai, merge, lasă așa, nu mai stau să... Deci la aproximativ 80 de milivolți vârf la vârf. Perfect. Hai să reglăm și frecvența. O să pornim de la 20 Hz. Avem 20 Hz. Hai să scădem spre 10 Hz. Da, aici se vede că atenuează, dar e ok. Până la urmă, de la minim 20 Hz. E ok. Hai să scădem pe la 7-8. Creștem din 10 în 10 Hz. Hai din 1 kHz într-un 1 kHz, 2, 3, 4, 20 kHz. Încă o dată amplitudinea, scădem, creștem. Și cam aici să termin acest clip privind asamblarea și testarea unui V-metru cu integratul KA2284. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!